A fost un conferențial foarte renumit, am mers la el și am povestit. Vedeți că tatăl meu este medic foarte cunoscut în Turcia, eu am posibilitate să merg. Dacă credeți că aici, nu știu ceva, parcă simțeam ceva că poate să întâmplă, știi? Dacă nu aveți condiție și nu puteți, eu pot să plec. A zis că nu, stai liniștit, că nu se fie nimic, o să fie toată în regulă și tot mai pe 6 decembrie. Bine, cu câteva zile înainte am avut niște contracte, adică la burtă. Contracție. Da. Și am sunat, a zis că nu e nicio problemă, mi-a dat o pastilă, a zis că se iei și pastila aia după atunci nu știam, dar după aia am aflat că de fapt era pentru astm bronșic, nu știu ce legătură avea cu sarcina mea. Cu toate că el a promis în orice oră dacă sunăm, el o să răspunde. Nu a răspuns. Am făcut o naștere normală, dar cred că în timpul nașterii normale capul copilului era apăsată și a făcut o emoragie cerebrală și a murit.